Sala de sport de la școala gimnazială Nana Mușcel a găzduit vineri și sâmbătă jocurile din cadrul campionatului național de volei feminin rezervat echipelor de speranțe. La această competiție, CS Mușcel participă cu două formații într-o grupă din care mai fac parte echipele similare ale liceului cu program sportiv Pitești, ACS Extreme Pitești și Dacia Mioveni. La fiecare turneu, una dintre echipe stă, iar de data aceasta a fost rândul echipei din Mioveni. În prima zi, CS Mușcel 1, formația alcătuită din debutante, a întâlnit echipa LPS Pitești, micuțele sportive de la Câmpul Lung fiind învinse cu scorul de 3-0, deși pe alocuri au avut momente bune de joc. Servește acum Daria Boarță pentru CS Mușcel. Bun serviciul și punctul pentru Câmpul Lungence. În cel de-al doilea joc, fetele de la CS Mușcel 2, medaliate cu bronz la ultimele două sezoane ale campionatului național de minivolei, au dispus de echipa ACS Extreme Pitești de o manieră categorică. Ziua a doua a turneului a programat în prima parte duelurile dintre echipele CS Mușcel, după cum și cel dintre echipele piteștene. Au avut câștig de cauză echipele CS Mușcel 2 și LPS Pitești. CS Mușcel 2 a încheiat turneul în forță, etalând un joc spectaculos și nelăsându-le nicio șansă adversarelor de la LPS Pitești. Trei victorii cu scor similar 3-0, reușite care le așează pe voleibalistele de la CS Mușcel 2 în postura de lider detașat al seriei. Ca o concluzie finală, putem spune că CS Mușcel 2 este matematic calificată la turneul semifinal, doar cu victorii pe linie 3-0. A fost un turneu fără surprize, unde ne-am făcut treaba, pot să spun și echipa CS Mușcel 1 și-a îndeplinit în mare parte obiectivele, acela de a întări relațiile de joc și de a învăța jocul de volei 6-6. Echipa CS Mușcel 2, echipa cu care avem obiectiv anul acesta de performanță, a stabilizat deja foarte multe legături de joc, demonstrând pe alocuri cea mai mare parte, totuși, să spun, să fiu sincer, a turneului, că este o echipă competitivă care se poate lupta la una dintre medaliile naționale. În același timp și echipa de debutante a arătat în anumite momente chiar potențial. Da, s-au mobilizat, au și seturile pe care le-au pierdut, au reușit să câștige un set cu Extreme Pitești, dar și seturile pe care le-au pierdut, le-au pierdut în majoritatea lor peste punctul 20, ceea ce spune că au fost jocuri destul de echilibrate și au putut să țină piept echipelor de la Pitești. Un aspect important de semnalat este și faptul că prin evoluțiile lor spectaculoase, fetele au reușit să aducă tot mai mult public în sala de sport. Am văzut foarte multe persoane în sală pe care nu le știam, dar, cum spuneți dumneavoastră, performanța aduce publicul la sală, dar și publicitatea care și dumneavoastră ne-ați făcut-o pe canalul dumneavoastră de televiziune și pe Facebook, lumea a fost curioasă să vadă ce se întâmplă cu aceste fete
care cu 2 ani înainte au câștigat 2 medalii consecutive, dar și la turneele precedente, având victorii și prestații deosebite, au vrut să le vadă pe viu. Sperăm și în continuare să putem aduce public la sală, sperăm în continuare să poate să și organizăm turneul semifinal, dar încă o dată menționez problema principală pe care o avem, problema cu sala, care nu mai corespunde din punct de vedere calitativ.